Bună ziua tuturor! Vrem să facem un videoclip în care să arătăm că și la prun trebuie să facem rărirea fructelor. Nu la toți prun. Dar sunt anumiți prun care trebuie să facem rărirea fructelor. Pentru că și la prun un fruct are nevoie de 25 până în 35 de frunze ca să facă fotosinteza, ca să crească bine, să crească mari și să aibă aromă. La pruni mai rar se face rărirea fructelor, dar sunt pruni care necesită. De exemplu, acest prun necesită să îi se facă rărirea. Uitați dumneavoastră, uitați cum arată, ce ciorchini. Uitați deja cât de mici sunt unele, altele mari, altele mici. Sunt desuite, nici nu pot să crească. Înțelegeți? Deci, și atunci ce vom face? Neapărat trebuie să facem rărirea. Cum facem? Începem cu cele mai mici. Deci rărirea la prun se face începând cu rărirea prunelor, care vedem că deja prunul nu mai poate să le ducă și au rămas mai mici. Așa. Să nu rămână chiar așa apropiate una de alta. Ai zis că nu la toți prunii. Cum ne dăm seama? La ce soiuri sau cum? Nu după soi în primul rând, ci după, uitați aici. Uitați și aici. Uitați. Cum pot să crească prunele astea? Nu au cum să crească bine. Rupem astea mai mici. Unde sunt foarte multe, le pur și simplu le rărim. Le rărim. Să poată crește, uitați. Să aibă un pic de distanță una lângă alta. La prunii care sunt prea aglomerați, prea deci aglomerați, nu în funcție de soi. Chinele de struguri. Nu, nici nu pot să crească. Și nu vor avea destulă fotosinteză, pentru că nu au atâtea frunze, cam 20 de frunze, 25 de frunze la un singur fruct, la o prună din aceasta. Nu vor avea. Vedeți cum e aici, uitați. Uitați. Asta mai mică se rupe din zona asta, aici se rupe. Deci, uitați aici, nu pot să crească mari toate, fiindcă sunt prea dese. Astea mai mici deja le rupem noi, uitați aici. Le rupem noi, mai rărim, așa. Cât rămâne, să rămână mai mari, să aibă aromă în ele, uitați aici, vedeți? Sunt prea, prea multe. Asta o rupem. În mod special, la pruni se rupe acolo unde sunt foarte, foarte dese. Întotdeauna rupem care sunt mai mici. Așa, să fie puțin spațiu între ele ca să poată crește. Observați ce și aici. Observați? Nu poate să le crească pe toate. Începe prunul să le dea jos din ele. Vedeți? Singur. Unele, dar nu își dă jos totul și atunci trebuie noi să-l mai ajutăm. Uitați, mai rărim noi. Mai rărim. Nu le lăsăm chiar toate, pentru că atunci, anul viitor, ori nu va da rod deloc, ori va da puține, plus prunele nu vor fi la calibru care trebuie să fie și nu vor avea aroma care trebuie să o aibă. Așa, uitați și aici, nu putem să lăsăm așa. Așa. Uitați. Uitați cum deja nu poate. Se chinuie și să le crească, unele le dă jos, dar nu le dă pe toate. Și atunci le mai rărim noi, ajutăm. Ajutăm noi. Deci unde vedem o aglomerație foarte mare, la prun, acolo se dă jos. Care sunt mai mici. Deci, chiar și la prunii dumneavoastră, dacă vreți să aveți continuitate de rodire în fiecare an, dacă vreți să aveți prune gustoase, mari, cum normal ar trebui să fie după soiul care îl aveți, trebuie neapărat să răriți atunci când sunt ca ciorchinele de struguri, prea multe una lângă alta, prea multe pe ramură, pentru că trebuie să vă uitați la întreg pom. Poate pomul acela să ducă atâtea fructe când deja sunt mature? Nu, se epuizează, e prea mult. Are un singur fruct, are 25 de frunze ca să-l crească? Nu are. Atunci calculăm cam așa în mare, cam câte fructe ar fi, câte frunze, să zicem, în o ramură. Nu sunt cam 25 de frunze la un fruct, la o prună din aceasta, atunci facem rărire ca să avem în fiecare an prune mari și gustoase și pomul să meargă bine. Mulțumim pentru vizionarea acestui videoclip. Pe curând!